Modificare legislativă crucială pentru siguranța națională, discutată în Parlament de șefii din Ministerul Apărării cu senatorii. Asta pentru că legea actuală nu le permite militarilor să intervină împotriva dronelor rusești care încalcă spațiul aerian al României. La rândul său, Ministrul Apărării, care nu a fost prezent la ședință, a transmis că legile care vor reglementa contracararea dronelor care intră în spațiul României sunt încă în fază procedurală. Pătrunderea în spațiu aerian pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri, pe o perioadă de 40 de minute a unei drone rusești, poate fi considerată o vulnerabilitate în contextul lipsei unei legislații care să vorbească despre reguli de angajare actuale. Comisia de apărare din Senat a discutat cu reprezentanții Ministerului Apărării despre modificarea legislației pentru a permite reacția rapidă la drone neautorizate precum cele rusești. MAPN are 4 proiecte legislative în lucru ce urmează să fie aprobate în regim de urgență pentru a asigura securitatea aeriană a României. Paul Iuc a dat asigurări că spațiul aerian este protejat. Am discutat despre urgența adoptării unor proiecte de legi care să le permită celor de la Ministerul Apărării să-și îndeplinească misiunile. În acest fel, am vorbit despre necesitatea ca Ministerul Apărării, prin guvern, să vină în Parlament într-o procedură de urgență și solicităm în acest sens tuturor instituțiilor avizatoare să dea sprijinul Ministerului Apărării pentru ca la Comisie, în Parlamentul României, să avem aceste proiecte de legi în procedură de urgență. La rândul său, purtătorul de cuvânt al MAPN, Constantin Spânu, a explicat în ce condiții ar putea fi doborâtă o dronă care intră în spațiul aerian al țării. Spațiul aerian al României este bine apărat. N-aș vrea să credeți... Dați-mi voie să-mi spun ideea până la capăt. N-aș vrea să credeți faptul că, pentru cazul de sâmbătă pe duminică, faptul că nu s-a doborât această dronă, cum nu s-a doborât nici în Polonia, nici în Letonia, reprezintă un risc. Un risc este, dar o vulnerabilitate nu a fost. În momentul de față, legislația care există în România și care este similară și celorlalte legislații din statele NATO, are prevăzut pași procedurali prin care putem să acționăm împotriva aeronavelor care utilizează spațiul aerian al României în mod ilegal. De la ședință a lipsit chiar ministrul apărării, Angel Tâlvăr. Ministrul apărării n-a venit, noi am stat de vorbă ieri, știam că este o ședință, am agreat o formulă prezentă. De ce nu a venit? Care e motivul? Noi am avut, în cele 8 luni, am avut foarte multe întâlniri la Ministerul Apărării, am discutat, am pus întrebări, pentru că știți foarte bine, având un război la graniță. Specialiștii din cadrul MAPN, SRI și MAI au cercetat proximitatea localității Periprava, județul Tulcea, de unde au ridicat luni fragmente ale unei drone de origine rusească. O dronă intră ilegal în spațiul aerian al României. Cum puteți anticipa că acea dronă are sau nu are un obiectiv de la sol, care ca țintă un obiectiv de pe teritoriul României? Se poate anticipa asta în timp ce acea dronă survolează spațiul aerian al României? Acea dronă a fost monitorizată permanent, atât cu sistemele radar care sunt desfășurate în teritoriu și vă asigur că avem unul dintre cele mai performante sisteme de supraveghere pe acea zonă și din aer. România are o graniță de 650 km cu Ucraina, iar în ultimul an fragmente de drone rusești s-au abătut în mod repetat asupra teritoriului său.